petrecerea aniversară de Sfântul Alexandru și am alături de mine pe Laura. Bună, draga mea! Bună seara, bine ați venit! Ai venit însoțit în această seară! Bună seara, bine te-am găsit! Mulțumim foarte mult pentru invitație! Ne place foarte mult locația, mâncarea este delicioasă, bineînțeles, și băuturile arată superb și sunt foarte bune. E ce trebuie! Mă bucur tare mult că arată superb. Spune-mi, te rog, vorbește-mi puțin despre băutura asta. Ce este? Este watermelon cooler. Este un pic de prosecco, o combinație de siropuri și de sucuri și au rezultat în această băutură superbă și gustoasă. Wow, minunat! Acum să stăm de vorbă și cu Cristi. Bună seara, Cristi! Îmi place foarte mult băutura ta. Este un turcoaz, un albastru, bleu? Da. Bună seara, Alexandra. Este un cocktail Blue Lagoon. Sincer, nu știu ce conține, dar e genial. Are un aspect instagramabil, ca să zic așa. Și ne simțim foarte bine aici. Îți mulțumim, în primul rând, pentru invitație. Locația e genială și mâncarea a fost delicioasă. Mă bucur tare mult că vă place și că vă simțiți bine. Dacă e să spuneți ce v-a plăcut cel mai tare, în momentul în care ați intrat în local, spuneți-mi ce v-a atras. Pe mine personal m-au atras luminile, deci decorul de aici este superb, e divin, te atrage așa, îți dă un vibe bun, te simți foarte bine aici, este minunat. Exact, și asta este cel mai important. Pe tine ce te-a atras? Decorul, în primul rând, îmi plac foarte mult acele sticle de pe masă din mijlocul mesei, care sunt colorate. E un design unic, nu l-am mai întâlnit până acum și îți dă un vibe bun. Este o locație cu un vibe foarte bun. Oameni faini peste tot și sociabili. Asta am putut remarca, toată lumea e sociabilă, toată lumea vorbește cu tine. Mă simt foarte bine în această locație. Mă bucur tare mult că vă place și vă aștept să petrecem împreună. Continuare, urmează și desert, urmează și... Aș vrea să adaug faptul că tu arăți superb, ținuta ta este demențială și cerceii și machiajul și tot. Îmi place foarte mult, arăți superb. Mulțumesc din suflet, am zis că în această seară să fiu îmbrăcată mai diferit față de cum o sunt, să fie așa o ținută mai exclusivistă, cum aș putea spune. Mulțumesc tare mult și eu vă mulțumesc.